Spune-mă în seara și bine v-am găsit frații de aur împreună cu Dănuț Ardeleanu. Bineînțeles, domnul Dan Bursuc și formația de aur Dan Bursuc în această seară minunată la Casa Buftea. Avem și noi program frumos pentru frații noștri de la Țăndărești, să le dea Dumnezeu noroc și fericire. Din partea lui Suspect, special pentru bunicul lui Marian, alu Zurelea, pentru frații Culea și pentru toată masa de la Țăndărei și pentru domnul Dan Bursuc și pentru Marian, cu stimă și respect de la domnul Dan Bursuc, frații de aur, și bineînțeles pentru toți frații lui Marian, să le dea Dumnezeu noroc și fericire. Dinastia Buftea! Hai băieți! Pentru toți cei care se simt bine în această seară la Casa Buftea, atențiune, din partea lui Culea, special pentru bunicului, pentru Marian, până la 40 de pauți pentru Marian, 60 pentru Marian, 80 pentru Marian, pentru Marian 100 de pauți și pentru Moise și Mara Bombardierul, pentru bunicul lui, să gândăm această melodie specială. Iauzi. Ce e viața pentru mine, se împarte rău și vin, un prieten și dușman, când te știe că ai bani. Dacă n-ai nimic, e bine, nu stă nimeni lângă tine. Adevărul, trăiești viața liniștit și dacă muri, nu iei nimic. I-au zis odată vorbele astea grele. Ce e viața pentru mine, se împarte rău și bine, în prieteni și dușmani, când te știe că ai bani. Tot din partea lui Suspect, pentru bunicul lui, pentru regele familiei, pentru unchiul lui, pentru Moise, pentru Marea Bombardierul și pentru Semafor Mondialul și toți venii lui din Spania. Ia auzi o dată vorbele astea adevărate. Viața nu înseamnă avere, să ai bani, să ai putere. Viața înseamnă sănătate, dacă o ai, le faci pe toate. Viața nu înseamnă avere, să ai bani, să ai putere. Viața înseamnă sănătate, când o ai, le faci pe toate. Special pentru cel mai scump punct, Marian, regele familiei, de la nepoții lui, de la copiii lui, familia lui. Două vorbe grele și adevărate.
ne-a pus viața la încercare. Dar am rămas în picioare, nu mă lasă Dumnezeu, că i-a pun sufletul meu. Mi-a lumina ochilor Mariană, șeful șefilor. Încă o să dă pauză, tot pentru cel mai scump bunic, pentru Marian, bunicul care și-a iubit copiii, nepoții și le-a dat valoare de o viață întreagă și niciodată în viața lui nu și-a dorit ca să existe discuții între copiii, nepoți sau frați. Și atunci spune așa cuvintele la cel mai scump bunic, Marian. M-a pus viața la încercare, dar am rămas în picioare. Nu mă lasă Dumnezeu, că i-a bunul sufletul meu. Eu pe toți am ajutat, eu pe toți am ajutat, frați, copii și cu nepoți, eu i-am ajutat pe toți. Și atunci, viața nu înseamnă avere, spune Marian, să ai bani, să ai putere. Viața înseamnă sănătate, că dacă o ai, le faci pe toate. Viața nu înseamnă avere, să ai bani, să ai putere. Viața înseamnă sănătate, dacă o ai, le faci pe toate. Ia-ți două vorbe care spune nepoții cu bunicul lor Marian. Ia-ți. Cine-i șeful number one? Bunicul nostru Marian. Ala-i șeful șefilor, îl iubesc până-mi să mor. Ține-mi, Doamne, zidele, că vreau să-i fac plăcerile. Vreau să știi, bunicul meu, că o să duc steacul tău. Eu duc steacul mai departe, că tu ai mare valoare. Rămâi șeful nostru al tuturor, că ești un om învingător. Au ce spune? Două vorbe care spune așa: șeful meu până-mi să mor, îngerul meu păzitor. Vreau să faci, Doamne, o minune mâine, ca să îl faci bine. Mâine ca să îl faci bine, că plânge inima în mine. Atențiune! De la învingător pentru toți nepoții lui și regele Marian.
capul familiei. Ajunge microfonul, fratele meu. Ia-o-s-o. Calavera cea e bunicul meu, Maria. Atențiune! De la Leoa lui Zaharia. Pentru poetul Marian, regele lor, emblema lor, Marian aluzrele. Ia-o să mai repetăm și noi încă o dată vorbele astea grele. Calavera cea e bunicul meu, Marian. Vreau să faci, Doamne, o minune mâine ca să îl faci bine. Îngerul nostru păzitor, Marian, șeful șefilor, toată viața te iubim și toată viața te slăvim. Și atunci vine așa, spune Marian. No, 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 no. Îmi iubesc nepoții mei, lumina ochilor mei, și nu-mi doresc niciodată între voi să fie ceartă. Voi să vă înțelegeți bine, că asta e dorința mea, asta e dorința mea, că s-a făcut lumea rea. Haide, băieți! Dea Dumnezeu fericire la familia ta, frații tăi, verii tăi. Și bineînțeles pentru cel mai scump bunic, Marian. O singură strofă după care cântăm de jos. Iau ce spune, ce înseamnă viața. De la Eugen pentru toată masa lucrurile. Și pentru Lucian, fratele lui. Și de la mine pentru Lucian și pentru frații lui. Să le dea Dumnezeu noroc. Iau-ți. Vorbe grele. Banii înseamnă dușmănie, numai ură și prostie. Te face să ajungi nebun și să vorbești singur, fă drum. Ce mai fericit era dacă banii nu existau, dacă banii nu existau. Am fi fost cu toți egal și nu există dușman. Na, 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 na. Viața nu înseamnă avere, să ai bani, să ai putere. Viața înseamnă sănătate, când o ai, le faci pe toate. Să vă dea Dumnezeu noroc și fericire. Am ieșit noi un program.